Am revenit, doamnelor și domnilor, Răzvan Bălășescu, primarul orașului Braz, invitatul meu din această seară. Domnule primar, schimbăm acum registrul discuției noastre, pentru că în momentul în care mergi, la momentul la care noi vorbim prin Braza și stai de vorbă cu oamenii, un subiect se pare destul de aprins la momentul de față, face referire la viitoarea piață centrală. În ce stadiu sunteți? Știu că spuneați într-o emisiune anterioară că proiectele vor fi supuse unei dezbateri publice. Practic, cetățenii vor avea posibilitatea să-și dea cu părerea cu privire la felul în care va arăta piața lor. Da, este adevărat. Am avansat destul de mult. Deja avem 5 sau 6 variante de proiect, de schițe ale pieței. După ședința ordinară de Consiliu de la sfârșitul lunii august, aceste schițe vor fi afișate în anumite zone ale orașului, în câteva zone ale orașului, spre știința cetățenilor și cetățenii vor avea posibilitatea să opteze pentru una dintre variante. După ce vom face această etapă, vom aproba finanțarea proiectului pentru piață și după aceea va urma licitația pentru construcția pieței. Vreau să vă spun că anul acesta, v-am mai spus, dar reamintesc, anul acesta în bugetul local a fost prevăzută o sumă pentru această piață, dar în paralel am înaintat scrisori de intenție către Consiliul Județean, către Ministerul Dezvoltării, să vedem poate totuși, cum să spun, salvăm acești bani din bugetul local și putem să finanțăm din surse exterioare construcția pieței. Ar fi foarte bine pentru noi, pentru oraș, să atragem fonduri. E o investiție costisitoare? Este o investiție nu de speriat, este destul de mare, dar este suportabilă, deci nu e o cheltuială extraordinar de mare. Totul este să le facem foarte calculat, să le gândim foarte bine, că atunci când va fi gata să utilitatea să fie maximă. În ce procent va conta părerea brezeanului cu privire la felul în care va arăta viitoarea piață? Cât de mult veți lua în calcul ceea ce spun oamenii? Cum să spun eu, va fi primordială părerea cetățeanului. Deci aceste 5 variante sunt asemănătoare sau? Nu sunt asemănătoare. Sunt 3 variante, sunt cu o anumită orientare, să spunem, 2 variante sunt, propun altceva. Deci sunt diferite. Sunt diferite, dar din punctul meu de vedere au utilitate, cam toate sunt fezabile. Va rămâne la fel cu spațiu pentru parcarea autoturismelor, ceea ce vorbeam. Oricum, și... Oricum, parcare va fi etajată. Nu, deci parcare va fi automat, pentru că este necesară parcare în zona pieței. Acum, la sfârșit de săptămână, e destul de haos acolo în ceea ce privește parcarea. Sunt 2 variante, parcarea să fie în față, în locul magazinelor de tablă, magazinelor tip, sau între halele, deci unde sunt arabele de beton ale piețarilor. Deci astea sunt cele 2 variante. Există și o variantă cu hală de piață cu parcare la etajul 1. Vedem care este și părerea cetățenilor. Ce spun comercianții care în momentul de față au acele tarabe din tablă referitor la viitoarea piață? Deocamdată, ce se va întâmpla cu ei? Da, deocamdată n-am avut o întâlnire cu acești agenți, reprezentanții agenților economici. De ce? Pentru că vrem să trecem de etapa aceasta, să vedem care este pulsul cetățenilor de la Breaza, urmând ca, dacă trecem de această etapă, să ne întâlnim și cu agenții economici. Așa, neoficial, sunt, nu nemulțumiri, sunt
zvonuri că, domne, nu știm ce se va întâmpla cu noi. Riscă să rămână fără afacere? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Deci noi susținem, am și spus că mă voi zbate să susțin agenții economici din Breaza și să le asigur atât de multe facilități încât să-și înființeze și noi locuri de muncă. Deocamdată nu sunt, n-au de ce să-și facă griji și chiar dacă construcția pieței va fi și va trebui să facem un transfer de locuri, cu siguranță vor avea niște facilități foarte, foarte bune, chiar mai bune decât, deci prețurile vor fi mult mai bune decât în starea actuală. Vă referiți la chirii? La chirii, da. Da. Deci chiar suntem hotărâți ca pentru o anumită perioadă să mergem fără chirie. Deci mutându-i într-o zonă mult mai modernă, mult mai accesibilă, mult mai, cum să spunem, mult mai civilizată. Dar deocamdată nu s-a hotărât nimic, totul va merge ca și până acum. Deci nu vrem să deranjăm. Și chiar dacă acest transfer va fi făcut, va fi o perioadă când vor funcționa în paralel în vechile spații și noile spații. Deci nu vrem să deranjăm agenții economici și nici cetățenii. Chiar vrem să le devenim în sprijin și să le ușurăm munca și afacerile. Pentru că ați pomenit despre locuri de muncă. Este un subiect dureros, nu doar la Breaza, în foarte multe localități. Vorbim acum strict despre Breaza și știu că nu intră în atribuțiile dumneavoastră situația legată de Hidrojet Breaza, societate care, din câte știu eu, la momentul de față este falimentară. Cu toate acestea, oamenii se întreabă, cele câteva mii de oameni, dacă știu eu, care lucrează la Hidrojet, ce se va întâmpla cu ei? Sunt oameni foarte mulți trecuți de 40-50 de ani care cu greu își mai pot găsi un loc de muncă. Dumneavoastră, în calitate de primar al acestui oraș, ce le-ați putea spune? Cum i-ați putea liniști? Vă dați seama că este o problemă foarte importantă pentru oraș, pentru mine și pentru Consiliul Local. Într-adevăr, Hidrojet este o societate particulară. Acolo mai funcționează aproximativ 600 de persoane, aproximativ 600 de persoane. Marea majoritate sunt din Breaza. Vă dați seama că o întrerupere a activității în zona respectivă va afecta foarte mult orașul, pentru că acele 600 de persoane au familii. Deci va fi un șoc, dar eu sper să nu fie așa, de să nu fie o ruptură bruscă. Noi încercăm, Consiliul Local și-a exprimat intenția și în celelalte legislaturi, dar cu atât mai mult acum, și chiar am alocat pentru 2013, am alocat în bugetul local ceva bani în eventualitatea dării în plată a unei părți a patrimoniului Hidrojetului, pentru a organiza acolo, să spunem, un parc industrial sau un mini-parc industrial. Am făcut și continuăm să facem toate demersurile către ANAF pentru limpezirea situației Hidrojetului. Bineînțeles, nu putem să ne implicăm foarte mult, dar facem lobby pentru Hidrojet. Facem lobby ca această societate să-și continue activitatea o perioadă cât mai lungă, în paralel cu pregătirea acestui parc industrial. Nu pot să vă dau detalii, pentru că detalii foarte amănunțite, pentru că deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Dar acest viitor parc industrial ar urma să asigure locurile de muncă necesare? În cazul în care parte din patrimoniul Hidrojet va fi dat Consiliului Local, deci ne vom zbate foarte rapid să atragem investitori și să le asigurăm toate condițiile să-și înceapă activitatea, dar în același timp vom face toate demersurile ca și partea de Hidrojet să-și continue activitatea, pentru că ei mai au contracte pentru produsele care le fabrică și ar fi păcat să fie întrerupă această activitate atâta timp cât mai sunt contracte. Bun, și în paralel, în cazul în care Hidrojet va claca, forța de muncă de aici să poată fi absorbită în viitorul parc industrial. Nu putem să... Nu știm la ora actuală ce investitori vor veni. Oricum, am vrea să atragem acolo
investitorii care să desfășoare activități într-o industrie nepoluantă, o industrie mai ușoară. Asta ca să păstrați tradiția să de oraș păstrăm tradiția, exact, exact, sigur că da. Și deci asta încercăm noi ca în paralel să rezolvăm cele două probleme, astfel încât acei 600 de oameni să n-aibă nicio perioadă fără muncă. Dar ce s-ar preta acolo ca segment de activitate? Sunt multe, de exemplu și în partea de industrie. Să zicem, industrie petrolieră, poți să faci anumite mici componente pentru industria petrolieră. Am văzut că se caută destul de mult, am văzut că sunt multe societăți la Câmpina, în Parcul Industrial de la Ploiești, care lucrează pentru industria petrolieră. Este un exemplu. Este un exemplu. Dar poți să aduci și industrie ușoară. V-am dat un exemplu de industrie petrolieră, că se pot face componente sau se pot repara componente din industria petrolieră fără să fie poluare fonică, poluarea aerului și așa mai departe. Încercăm, am avut o activitate de reconversie profesională și ne-am orientat în prima fază către personalul hidrojetului. Suntem acum iară cu două firme care absorb fonduri pentru reconversie profesională. La asta urmează... vă refereați când pe scena festivalului ați spus că vă gândiți să creați noi locuri de muncă? La da, mă gândeam, am spus pe scena festivalului pentru următorul fapt. Am văzut că lumea este foarte bucuroasă chiar dacă este mai săracă și chiar dacă nu sunt locuri de muncă. Și am spus chestia că ne zbatem să avem aceste locuri de muncă și atunci cu siguranță brezenii vor zâmbi nu numai la festivaluri și numai la petreceri, vor zâmbi și în timpul liber, adică știind că ai bani să cheltui pentru familie, pentru mâncare, pentru întreținere, având un venit sigur, cu siguranță lumea va fi mai bucuroasă. Deci asta am vrut să spun pe scenă. Că mi-aș dori să-i văd tot timpul zâmbind. Nu poți să-i vezi zâmbind când nu ai loc de muncă și n-ai un venit cât de cât sigur. Și tot apropo de hidrojet, Breaza, există zvonuri la momentul de față că uzina s-ar închide în luna septembrie acestui an de tot. Nu, deci eu nu mă iau după zvonuri, eu mă iau după, cum să spun eu, lucruri sigure, lucruri riguroase. Deocamdată nu mi-a ajuns dintr-o sursă oficială sau în mod oficial acest să spunem, această informație. Am înțeles. Sunt optimist că nu. Că nu se va întâmpla și de asta am spus că ne zbatem să facem lobby pentru acest hidrojet, să-și continue activitatea, măcar până dezvoltăm alte locuri de muncă. Să sperăm să fie așa, așa cum spuneam, de dragul oamenilor care au familie, au copii de crescut. Vă dați seama că dacă cetățenilor Brezei le merge bine și noi suntem foarte satisfăcuți și noi suntem priviți ca niște oameni responsabili, ca niște oameni care ne zbatem pentru societate, pentru comunitate și nouă ne este bine. Adică una este să mergi într-un oraș trist unde vezi că lumea nu poate să-și cumpere de mâncare sau nu poate să-și plătească datorile la întreținere, una este să mergi într-un oraș unde lumea poate să mai iasă cu familia la un restaurant, poate să mai iasă la un spectacol, poate să mai iasă la o piesă de teatru, poate să mai iasă la un film. Deci este cu totul și cu totul altceva. Apropo de ultimele dumneavoastră cuvinte, simțiți că brezeanul mai face lucrurile astea? Face. Să meargă la un spectacol, să meargă face, la un restaurant. Ceea ce, da, la restaurant mai puțin, dar am văzut că participă la acțiunile, să spunem, sponsorizate, mai greu participă la acțiunile unde trebuie să plătească un bilet de intrare sau o taxă de intrare, dar încercăm în această perioadă să-i scoatem din casă și chiar dacă un bilet la o piesă de teatru costă 10 lei sau costă 5 lei, să vină. Îmi spuneați că astăzi ați avut audiențe la primărie. Da. Foarte mulți oameni au venit la dumneavoastră, foarte mulți. Au venit, suficient de mulți, să se plângă de calitatea apei. Asta este o problemă veche acolo la Breaza. Se pare că în ultimele zile apa este din ce în ce mai murdară. Trebuie să preluați
cu ghilimele de rigoare, și această povară pe umerii dumneavoastră, chiar dacă răspunderea aparține societății Hidroprahova, nici de cum primăriei Breaza. Trebuie să dați un răspuns cetățenilor. Noi suntem total implicați și încercăm să ne facem datoria 100% și în ceea ce privește furnizarea apei la Breaza. Dar nu putem să ne implicăm într-un cadru unei societăți care este de sine stătătoare, care are în întreținere și exploatare partea de conducte de apă și de canalizare. Deci facem demersuri și vreau să vă spun că zi de zi avem discuții cu Hidroprahova, avem discuții cu Consiliul Județean, avem discuții cu Unitatea de Implementare a Marelui Proiect Master Plan al Consiliului Județean privind aducțiunea de apă și canalizare la Breaza. Dar încă o dată vă spun, nu putem să intrăm în interiorul Hidroprahova și să facem noi ceea ce trebuie să facă ei. Într-adevăr, și astăzi au venit oameni foarte supărați după ce au fost la Hidroprahova. După ce au fost la Hidroprahova, au venit și în audiențe la mine. Le-am explicat, le-am spus, dar să știți că proiectele care se vor desfășura, se vor derula în Breaza, deocamdată nu încălzește cu nimic. Oamenii au nevoie își trăiesc prezentul. Și prezentul este negru, cum este și apa. Nu în toate zonele ale orașului. O parte din sudul orașului are apă curată și bună, vine din izvorul de la Sunătoarea, unde apa este curată. Cealaltă parte vine din râul Prahova. Posibilitățile de filtrare sunt mai, cum să spun eu, învechite și nu fac față cererii de calitate bună a apei. Dar totuși încă o dată, nu-mi cer scuze și n-am de ce să-mi cer scuze, dar ne zbatem și eu și Consiliul Local să urgentăm începerea lucrărilor pentru aducțiunea de apă de la Paltinu pentru Breaza. Deocamdată nu se știe. Da, mă gândesc că e o situație care nu mai suportă amânare. Nu mai suportă amânare. Îmi pare rău că la Breaza s-a început de două ori aducțiunea de apă de la Paltinu și nu s-a reușit. Noi chiar suntem foarte implicați și vrem să finalizăm cât mai repede. Deocamdată partea de adjudecare a licitației nu s-a încheiat și noi așteptăm cu drag aceste lucrări. Vreau să vă spun că în ultimul an de zile am reușit să mai facem rost de aproximativ 2,5 milioane sau 3 milioane de euro, tot pentru modernizarea rețelei de apă și de canalizare la Breaza. Deci asta este un proiect al Consiliului Local, al Primăriei Breaza. Și acum nu vreau să fiu răutăcios, dar cred că acest proiect va începe înaintea marelui. Și apropo de marele proiect care vizează în introducerea rețelei de canalizare la Breaza, la momentul la care noi vorbim, s-a primit vreun răspuns în ceea ce privește licitația? Nu, v-am spus cu câteva emisiuni în urmă și probabil că au mai fost și reprezentanți ai Hidroprahova sau ai Consiliului Județean. Durează de 6-7 luni. Deci ofertele au fost depuse pe 8 februarie și pe 11 februarie, deci atunci s-a încheiat depunerea ofertelor, de atunci sunt în faza de evaluare aceste oferte. Este dureros că de atâta timp nu s-a stabilit câștigătorul celor două proiecte care se vor desfășura la Breaza. Asta cu toate că aveți un termen limită de finalizare? Da, se pare că termenul limită este finalul 2015, anului 2015. Nu știu să vă spun dacă se poate prelungi, deci nu este proiectul nostru și încă n-am o informație foarte sigură că se va putea prelungi. Este rău că timpul se comprimă. Deci cu cât încep lucrările mai târziu și sfârșitul proiectului este sfârșitul anului 2015, vă dați seama că să faci aproximativ 100 de kilometri de canalizare în 2 ani sau 2 ani jumate, este o artă să stai să urmărești și să, cum să spun eu, să sincronizezi absolut toți factorii implicați ca să iasă o treabă bună. Acești peste 2 milioane de euro, parcă spuneați, tot pentru canalizare și apă, da. Spre ce anume vor fi îndreptați exact?
Păi sunt străzi la Breaza care n-au fost prinse în proiectul mare al Consiliului Județean cu canalizare și apă. Și atunci am mai absorbit noi niște fonduri ca și acele străzi să fie canalizate sau să li se schimbe rețeaua de apă, să vină cu rețea modernă de apă. Am făcut lucrul acesta ca să nu forțăm bugetul local și, după părerea mea, o sumă de 2 milioane jumate de euro este ceva pentru orașul Breaza. Da, am înțeles. Tot apropo de aceste lucrări, știu că sunteți în faza, nu știu dacă s-au terminat lucrările pentru că nu am mai ajuns pe la Breaza, de reparare, remontare a tot ceea ce înseamnă trotuare, borduri. Cel puțin deci, pe partea la Breaza se lucrează, cum să spun eu, intens. Deci avem foarte multe proiecte care au început și vor fi pe parcursul anului 2013. Deci avem două segmente de trotuar în zona Poduvadului. Începem de săptămâna viitoare sau peste două săptămâni cel târziu trotuarele între BCR și uzină. Trotuarele astea există, deci între BCR și uzină, dar sunt într-o stare jalnică. Deci acolo deja licitația s-a încheiat. Începem săptămâna asta canalizarea pe strada Colonel Dr. Popovici, o stradă care de când sunt eu copil este într-o continuă transformare și nu se mai finalizează niciodată. Anul ăsta va fi finalizată, deci va avea canalizare nouă și se va termina și partea de asfaltare a ei. Începe construcția trotuarului din cartierul Gurabelii. Începem de asemenea reconstrucția grădiniței cu program prelungit, deci partea unde a funcționat creșa înainte. Facem aceste lucrări și sunt foarte multe lucrări care le facem cu bani din bugetul local și bani veniți de la Consiliul Județean și nu putem face alte lucrări, să spunem, de modernizare de străzi, pentru că stăm după acest proiect de aducțiune de apă și canalizare al Consiliului Județean. Că altfel făceam, dar e bine și așa, că măcar facem alte lucrări cu bani din bugetul local. De asemenea, avem începute lucrările de modernizare ale școlilor. Sunt mai puține ca anul trecut, dar erau necesare. În cadrul acestor lucrări, în afară de pregătirea unor săli de clasă specializate, de exemplu, laboratoare de IT, laboratoare de fizică, de chimie, avem și construcții de baze sportive. De exemplu, avem terenul de sport de la școala de la Valea Târsei, avem terenul de sport de la școala de la Nistorești. Deci, se face. Pentru că tot vorbim de școli, câți bani au fost alocați din bugetul local pentru ceea ce înseamnă lucrări de igienizare, reabilitare, unități de învățământ pentru noul an școlar? Sunt câteva miliarde bune. Deci, la liceul Vlaicu, cred că undeva la 2 miliarde, la școala gimnazială Constantin Brâncovean, peste 2 miliarde. Deci, pentru începerea anului școlar în bune condiții, banii sunt suficienți. Noi am făcut și anul trecut, am făcut lucrări destul de mari și anul acesta începem să facem, cum să spun eu, lucrări de cizelare, deci de finețe. Nu mai sunt lucrări atât de importante. Mai avem la grădinița cu program prelungit, avem asfaltarea curții și aleilor pe care circulă copiii și părinții. Sunt foarte, foarte multe lucrări la Breaza care se desfășoară în această perioadă și vor începe săptămâna viitoare și peste două săptămâni. De asemenea, avem mari șanse să începem și lucrările la Centrul Cultural. Acolo sunt mulți bani și bani veniți tot din exterior. Am început lucrările, bine, am ajutat lucrările de la parohia de la Valea Târsei, deci o parohie nou înființată, o parohie care de ani de zile este promisă și este așteptată de cetățenii din această zonă și uite că într-un an de zile noi am reușit. Deci proiectele sunt mai vechi, dar noi am reușit să le punem în valoare. Și cetățenii sunt mulțumiți.
Ultima întrebare pe care vreau să vă adresez, pentru că sezizările vin tot așa de la Brezeni și aș vrea să-i lămuriți în măsura în care dumneavoastră puteți. Spun că s-au cam înmulțit furturile în ceea ce privește autoturismele acolo în Breaza. Aveți ceva informații în acest sens? Nu este adevărat. V-am spus, Breaza este un oraș liniștit. De 2-3 ori pe săptămână facem bilanțul cu comandantul Poliției Naționale a orașului Breaza și este comandant nou venit de la Sinaia și chiar este plăcut impresionat că totuși Breaza este un oraș foarte liniștit. Că mai există ceva furturi, da, dar la o scară foarte, foarte mică. Poliția locală își face treaba acolo la Breaza? Poliția locală, da, își face treaba. Din păcate, sunt foarte puțini polițiști locali. Încercăm acum să finanțăm montarea de camere de supraveghere și atunci vom ajuta și poliția locală, vom ajuta și Poliția Națională a orașului Breaza. Efectivele sunt mici și la Poliția Națională și la Poliția Locală. Efectivele sunt mici, foarte mici. A fost schimbată conducerea Poliției Locale acolo la Breaza? Nu, n-a fost schimbată. Domnul comandant, fost comandant, a mers într-o funcție mai mare la județ și a trebuit să vină alt cineva. Nu, n-a fost schimbată. A fost dorința fostului comandant să meargă într-o funcție mai mare. Oricum, eu îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut la Breaza, a menținut un oraș liniștit, îl felicit și pe actualul comandant al Poliției Naționale a orașului Breaza, pentru că dă dovadă de profesionalism și incidentele, evenimentele sunt ținute sub control. Bine, mai sunt mici evenimente, dar... Care pot fi sezizate de către cetățenii care au... Da, deci cetățenii au la dispoziție telefonul de la dispeceratul primăriei și de la dispeceratul Poliției orașului Breaza. Sunt mediatizate, sunt afișate, sunt și în ziarul local, sunt afișate aceste informații, deci poate să sesizeze oricând evenimente care deranjează comunitatea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru prezență, pentru toate informațiile pe care le-ați oferit brezenilor. Vă mai așteptăm și altă dată cu mare drag. Doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc. O seară plăcută să aveți. La revedere!